Scandal monstru într-un imobil din centrul Timișoarei. Un bărbat a chemat poliția pentru că n-a mai suportat să fie terorizat de vecinii lui, membrii ai clanului Cârpaci. Omul se plânge că de 2 ani de când s-a mutat în respectiva clădire, indivizii fac viața un calvar. Scopul membrilor clanului, susține bărbatul, este să-l determine să le vândă locuința cu un preț mic, astfel încât toată casa să le revină. Așa au procedat și cu ceilalți locatari care, sătui de șicane, au vândut și au plecat doar să nu-i mai vadă. Lăsați-ne în pace că vă sunt doar copii. Ne spuneți de ce a venit poliția la dumneavoastră? Vecinii spun că ați făcut scandal, e adevărat? E adevărat, spune bărbatul care locuiește la parterul clădirii. Membrii clanului Cârpaci au blocat intrarea în curtea interioară a clădirii în care locuiesc cu toții. Când le-a cerut socoteală, vecinii de la etaj au trecut la amenințări. A fost nevoie ca polițiști și jandarmi să vină și să liniștească spiritele. Așa cum se întâmplă de mai bine de 2 ani. N-au scăpat de înjurături și blesteme nici forțele de ordine, dar nici musafirii bărbatului. O filmat, auziți? Nu, a trecut, a ieșit, nu știu care, aici pe Brașov, cu topor la colegi. Am 3 canadieni în casă, stăteau săraci lipiți de zid, cu ochii mari, nu știau ce se întâmplă. Problemele lui Bogdan Vițeleanu ar fi început imediat după ce s-a mutat în noul apartament. Mi-au bătut soția, amenințat copilul. Acolo e geamurile de la demisol, umbeturi, sticle, fel și fel de mizerii. Același light motiv, să ne scoată efectiv. Fizic să ne scoată de aici. Rând pe rând, vecinii lui au cedat presiunilor și și-au vândut locuințele, la prețuri mult sub cele din piață. Bărbatul a rezistat până acum, dar a ajuns și el la capătul răbdării. Mă gândesc tot mai mult dacă găsesc pe cineva să-l cumpere, că noi am face așa ceva. Cu siguranță eram de mult luați de cine știe prin arest preventiv sau pe la un spital de nebuni. Ori ei își fac efectiv de cap, nimeni nu poate să se atingă de ei. De ce? Membrii clanului Cârpaci sunt proprietari a 10 de imobile istorice din centrul Timișoarei. Liderul clanului, Ionelaș Cârpaci, a fost condamnat la 10 ani și 4 luni de închisoare cu executare și la plata unei daune de peste 1 milion de euro, după ce a fost acuzat că a devenit proprietarul mai multor clădiri cu acte false. Este însă de negăsit, chiar dacă a fost dat în urmărire internațională.